Camarați, ne aflăm aici la malul Dunării Albastre. Am gătit și noi ceva și acum hai să și gustăm, să vedem cum a ieșit. Să vedem dacă putem să vă arătăm. Uite, cam așa, aproximativ. Da, stați așa, nepetit. Nu prea se vede bine. Stați așa. Stai că ridică Coralia camera în sus. Uite, uite așa, uite așa. Uitați, ia uitați ce avem aici. Tocăniță ciobănească, nu face nimic, o ciobănească, haiducească. Avem și castraveți murați, așa, ce trebuie? Așa, mâncăm aici cu Mihai, Coralia și toată gașca de pitici. Așa, deci aici... Ia să vedem cum a ieșit. Adică nici eu n-am gustat. Ia să vedem. Avem și o bere aici, nu mai e chiar așa rece, dar merge. Hai Mihai, să spun și ție. Mie nu-mi pune, că nu pot să mă rând deloc. Nu vrei deloc? Legumele au ieșit foarte bune, Petrica. Da. Da, deci mâncăm aici, Mihai nu mănâncă, mănânc eu Coralia și doamna Ioana care ne-a dus cu mașina. Băgăm aici ca la... Să-mi ziceți că să dau drumul la camera. Ca la pomana porcului. Păi da, doamna, microfonul eu. Să aduc și microfon. Dar nu prea dă bine să mănânci în cameră. Păi nu mâncăm în cameră, doar le arătăm, nu mâncăm. Doar le arătați câteva secunde. Le cade din gură, nu știu ce, nu? Înțelegi? Le arătăm. Doar câteva secunde. Hai, zic când ești gata. Să iei microfonul. Deci camarazi, am mâncat aici, prietenește, haiducește. Acum doar v-am arătat așa puțin ce am pregătit, că mâncăm după. Da, uitați aici, vă arăt și eu, s-a mai vărsat pe aici, că așa e la... Așa e la pădure. Dar mă, tu dai și tu trans pe mâncare după aia? Da, trans, dau direct acum. Când vin pe tine. Să-mi zici când... Păi poți să dai. Hai, rec. Dragilor, v-am spus că revenim atunci când o să fie gata mâncarea și uitați cât de bine arată. Tocănița noastră haiducească, ciobănească, cum vreți voi să-i spuneți. Și cu castraveciori. Și cu castraveți murați. Uitați, mi-am mai pus aici, ne-a petrecut încă un castravecior murat. Cornișon, să zicem în franceză. Este foarte bună. Spuneți-ne, pentru că dumneavoastră ce părere aveți? Asta e cornișon în franceză, foarte bună, delicioasă. Mâncăm aici, ca pe frăție, pe armonie, pe tovărășie, pe ce vreți voi. Sperăm să mai trăim câțiva ani, să ne mai lase Dumnezeu în viață, să mai filmăm, să mai gătim. Păi stăți așa, Nea Petrica, dacă dumneavoastră gătiți în felul ăsta, ați văzut că Nea Petrica a gătit, eu am stat mai mult pe lângă el, am mai vorbit câte una alta, el a gătit și uitați cât de bine arată, este la fel de bun pe cât arată. Da, deci și dacă continuați să gătiți așa, fii sigur că o să trăiți mulți ani acum înainte, adică să nu faceți probleme de asta. Nu o să dăm colțul așa. Da, puteți să puneți asta jos, vă rog? Îi dăm prioritate lui Seli și lui Dorian Popa. Îi dăm prioritate. Te-au auzit, dăm prioritate lui Seli și Dorian Popa și lui Andra Gogan. Știi, noi așteptăm, nu ne grăbim să ajungem pe lumea altă, mai ne bucurăm aici de o tocană, de o priveliște aici la Dunăre, la Turtucaia și Oltenița și Turtucaia, nu? Deci am făcut așa o după-amiază mai așa relaxantă, cu mirosul specific al Dunării Nas, care știți de când eram de o șchioapă, Dunărea în care am învățat să nod la 6 ani, aici colaborăm cu Mihai și Coralia, facem o echipă de șoc aici, cu bazuca, cu toate cele, și cu tocăniță la meserie. Hai că... Nu, dar stați așa, că am gătit acum tocăniță. Asta e specialitatea dumneavoastră cumva? Nu, dar fac și ciorbe și tocane și fac de toate. Dacă mă apuc, le fac pe toate și ciorbă de burtă o fac. Da. Ei, atunci vă propun altă dată, nu episodul următor, că o să vină cu unul și ăla. Da, așa pe viitor să facem și o ciorbă de burtă, că mie îmi place foarte mult ciorba de burtă. Ce părere aveți? Și mie, să mor după ciorba de burtă. O să facem și o ciorbă de burtă, nu acum, mai târziu. Și noi acum, Nea Petrica, eu zic să mergem să mâncăm, că arată mâncăm, foarte bine, mâncăm, ne e foame, mâncăm, trebuie, aici, nu? Da, cu pescarii lângă noi, avem vreo 3 pescari pe lângă noi, au prins și ei cam un kil și ceva de pește fiecare. I-am tratat cu o farfuriuță de tocan aici, românește, creștinește. Acum mâncăm și noi restul, ce mai rămâne dăm la 2 maidanezi care ne păzesc aici. Avem 2 gărzi de corp, 2 maidanezi de la Oltenița. Hai, vă pupăm cu drag, toate cele bune! Noi acum o să mâncăm, dragilor. Sper că nu v-am făcut poftă. Și dacă v-am făcut poftă, asta e. Vă pregătiți și voi o tocană.